Calul care a căzut în fântână Când obstacolele se transformă în drumul spre succes Trăia odată un țăran tare sărac, care abia avea ce le pune pe masa lor săi. Își lucra bucata lui de pământ plină de pietre cu doi cai. Cum nenorocirile nu vin niciodată singure, într-o bună zi, unul din cai căzu într-o fântână secată și foarte adâncă de unde țăranul nu mai avea cum să-l scoată. Calul nu părea să se fi lovit, doar necheza cu jale după ajutor. Țăranul început să-și facă niște socoteli și se hotărâ să-l lase pe bietul animal acolo. Ca să-l scoată ar fi avut nevoie de o macara, iar asta costa mult. Ieșea mai ieftin dacă nu mișca un deget. Țăranul se hotără așadar să sacrifice bietul animal. Fără pic de milă, începu să ia cu lopata pământ și pietre și să le arunce în fântână, sperând să-l nimerească și apoi să-l îngroape. Dar ce să vezi? De fiecare dată când pietrele și pământul veneau peste el, calul se ferea, apoi le bătătorea bine cu copitele. Încet, încet, fundul fântânii începu să urce. Astfel, fără să fi plănuit asta, calul ajunse tot mai aproape de buza fântânii și reuși să iasă. Datorită eforturilor calului, pământul cu care voia țăranul să-l îngroape îi aduse scăpare.